Ministrul de Externe Bogdan Aurescu a declarat că partea română și-a dat acordul pentru tranzitul navelor cu cereale din Ucraina pe brațul Chilia și prin canalul Bastroe. Construcția acestui canal de către partea ucraineană este un motiv de dispută între România și Ucraina. Conform Digi24, construcția acestui canal, care face legătura între Dunăre și Marea Neagră, a început în anul 2004. România a cerut Ucrainei să oprească acest proiect, având în vedere că noua legătură de 10 km dintre Dunăre și Mare trece prin mijlocul deltei Dunării și încalcă o serie de convenții internaționale din domeniul protecției mediului. Într-un comunicat de presă, Ministerul Ucrainean al Infrastructurii a informat că alte 16 nave așteaptă acum să fie încărcate cu cereale ucrainene pentru a fi exportate pe piețe externe, în timp ce peste 90 de nave își așteaptă rândul pentru a trece prin canalul Sulina. Bastroe este un canal navigabil de adâncime așezat de-a lungul gurilor Bastrii, Stambulul Vechi și Chilia din delta Dunării. Canalul este situat pe teritoriul regiunii Odessa și trece prin teritoriul rezervației biosferei delta Dunării, relatează Digi24.ro.